Hei, salut, prieteni! După cum ați văzut în vlogul 360, suntem la Brașov. O să facem și un vlog de ăsta normal pentru oamenii care nu suportă să uită la video 360. Suntem aici cu M4 Cabrio de la Automobile Bavaria, într-un proiect cu Rompetrol și datorită Rompetrol și Automobile Bavaria am ocazia să mă plimb cu așa o minunăție weekendul ăsta. Și acum ne pregătim să mergem să mâncăm și apoi mergem la Teliu, la etapa de coastă, dar mai întâi să facem un cold start la acest frumos M4. Bună dimineața! Bună! Pe mine nu mai arăta. Ce entuziasm. E chiar o sfârstări. Gata, hai să mergem să mâncăm. Și aproape am ajuns la start. Încă plouă, a început o ploaie foarte nasoală în Brașov, dar până aici s-a mai liniștit, dar încă picură un pic. Încă e destul de nașpa vremea afară. N-am găsit să cumpărăm o umbrelă. Toată lumea a cumpărat toate umbrelele. A început o super ploaie, s-a dus toată lumea să cumpere umbrele, nu s-a aștepta nimeni. Să vedem cum reușim să filmăm pe ploaie. Dacă rămâne așa, e ok. Dacă începe mai tare, vedem. Și am ajuns, am parcat foarte, foarte departe, la vreo 2 km de start, dar asta e îmbucurător, înseamnă că a venit lumea la coastă. Chiar dacă vremea e foarte nașpa, să sperăm că mâine băieții vor avea parte de vreme bună ca să poată să meargă cum știu ei. Bine sănătos? Caro drona. Ana, bine sănătoasă? Da. Ești cu camera. Te aude Mihai Leu că e zis care Lamborghini. Oh,
Gata. Te băgăm la treabă. Conduc să mă dau cu e-golful ăla, 7. Care, de fapt, nu e mașina cu care va concura Sorin, dar de etapa viitoare. Da. În 9 iunie viitoare. Să vine cu etapă, cu da, mașina aia șmecheră. Las că e bine așa! Asta se taie. Uite, vezi că nu mai urcă. Da. Sunt plin, am frânat deloc, n-ai văzut. Gata, Paul, hai, dar pleacă, dar face, mă, hai, că nu mergi. Hai, că mă enervează, că vine să-i rupă, adrenalin. E foarte tare mașina, având în vedere da. Că e stoc mașina. Da. E foarte tare. Dar e o senzație extraordinar de ciudată, că nu se aude nimic. Foarte tare și foarte liniște. Da. Și a venit toată lumea și coborâm. Coborâm într-o mașină de coastă cu muzică, cu climă, în liniște. N-am apucat să vorbim sus. Zi-mi un pic ce se întâmplă de etapa viitoare, probabil. Păi sperăm să fie gata mașina cea de curse. Vrei să ne spui un pic despre mașină sau o să... Păi mi-ar plăcea să fie și un pic de surpriză. E un Golf 6 de cupă convertit din mașină termică în mașină electrică. Ea are un pedigree de curse. Deja, este o mașină de cupă făcută de Volkswagen Motorsport Polonia. A fost 35 de bucăți făcute pentru o anumită cupă. Okay. Pentru că mașina avea undeva la 330 de cai, am decis că e o bază bună pentru a pune un motor cam de 300 de cai electric pe ea. Și lucrăm. Da, bun, hai să o lăsăm aici, da, și eu cel mai probabil o să merg săptămâna viitoare sau săptămâna cealaltă, nu știu exact când, în ce zi, la garajul unde se pregătește mașina, să vedem exact ce și cum și să sperăm că va fi gata și o vom vedea în următoarea etapă. Da, e foarte interesantă ideea asta de mașină de curse electrică. Da, e. Și bineînțeles, la următoarea etapă vin să mă dai din nou. Drag. Și cu asta a fost distracție, dar se vede că e o mașină... E o mașină de stradă, de da? Stradă, da. E impresionantă și... Da, 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 se mișcă impresionant, deci da. Golful ăsta se mișcă impresionant. N-ai fi crezut. Că... N-aș fi crezut, nu. N-ai văzut? Pe bune, n-aș fi crezut. Bine, la un moment dat s-au încins bateriile și... S-a tăiat un pic. S-a tăiat... Dar până acolo a fost... Din putere, dar până acolo a fost... Cred că s-o ținem niște intermediari și că vezi că sunt destul de bun din timp. Chiar mi-ar fi plăcut să meargă mașina cum a mers, a început, să meargă toată cursa să văd ce... Avem și fani. Timp. Și oamenii sunt senzaționali, este plouă ceva de speriat. Și totuși oameni sunt pe margine. Care cu pelerine, care se ascunde pe unde poate. Mai sunt fani în loc. Eu sper să prindă din ce în ce mai mare amploare portul ăsta cu motor și să fie din ce în ce mai mulți fani. E foarte mișto. Marian ține colon aici. Mulțumesc de plimbare. Ne-am împrietenit acum. Eu mă întorc la o mașină mai serioasă. Da.